Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Suntem atenți la ce se întâmplă peste ocean, acolo unde, în momentul de față, Donald Trump, candidatul republican, are 267 de electori de partea lui, în timp ce Kamala Harris, candidatul democrat, are doar 224. Au fost momente dure acolo, a fost o campanie extrem de dificilă pentru ambii candidați și, ce este surprinzător, Donald Trump a reușit să întoarcă 6 state cheie, să convingă electoratul din aceste câteva 6 state, din aceste state, să-l voteze pe el, asta după ce în 2020 au mers pe varianta candidatului democrat. Și vedem câteva dintre aceste state. Pennsylvania este o mare victorie pentru Donald Trump, 19 electori, după ce în 2020 candidatul democrat Joe Biden a reușit să o obțină cu peste 1% acolo în fața lui Donald Trump. Nevada, Arizona, fiefuri, state acolo unde s-a votat cu tabăra albastră la alegerile trecute. Iată, acum Donald Trump este așteptat să câștige și în aceste state. Se numără acele state pe care le vedeți cu dungi pe hartă. Încă sunt numărate voturile și în aceste momente acolo, dar momentan așa arată până în prezent. 224 Kamala Harris. Interesant este că tabăra democrată a ales să stea tăcută. Un reprezentant al echipei Kamala Harris a menționat că aceasta nu va face vreo declarație în această noapte, făcea referire la ora locală din Washington DC. În timp ce Donald Trump, încă chiar și înainte să aibă acele 270 de voturi, acei 270 de electori necesari pentru a-și putea declara victoria, a avut deja un discurs de victorie. Prezent acolo au fost toți membrii familiei lui, Melania Trump, fiii acestuia și foarte mulți dintre susținători. Haideți să ascultăm ce a zis acesta. Incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Say a couple of words. Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. Donald Trump pe scenă cu propunerea pentru funcția de vicepreședinte J.D. Vance din Ohio și dezbatem tot ceea ce se întâmplă peste ocean împreună cu Radu Albu Comănescu, analist de politică externă. Vă mulțumesc, domnule Comănescu, pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Vedem o performanță a republicanului Donald Trump, cumva mesajul pe care acesta l-a avut pentru electorat pare să fi prins mai bine decât cel al taberei democrate, dacă este să ne uităm fix la rezultatele pe care le avem în momentul de față. Fondurile au fost investite de ambele tabere foarte mult în statul Pennsylvania, în Florida. Democrații, deși cumva istoric vorbind pierd acolo, întotdeauna fac foarte multe vizite în statul Florida, investesc foarte mulți bani, de asemenea încercând să întoarcă votul celor de acolo. Ce anume din mesajul lui Donald Trump considerați că a prins cel mai bine și ce anume din ceea ce a făcut Kamala Harris nu a atins exact electoratul american?
Este o situație care cred că putem spune că se întinde pe mai mulți ani de construcție politică, pentru că Donald Trump nu a abandonat niciodată ideea de a se reîntoarce și și-a cultivat imaginea, evident, sub o formă de deposedare ilegală prima dată în 2020, ca după aceea să revină triumfal, pentru că Partidul Republican nu prea avea, pe de o parte, un candidat echivalent și probabil că nici nu-și mai dorea să aibă un alt candidat, pentru că tipul de energie, de limbaj, de mesaj care e, cum să spun, cu nonșalanță optimist și vom vedea cât de optimist poate să fie până la urmă în contextul internațional de astăzi pe care îl livrează Donald Trump, este ceea ce a plăcut mai mult. Deci valențele emoționale pe care le oferă Donald Trump, ne vom ocupa de tot, vom repara țara, vom pune înapoi sau vom termina gardul, vom rela politicile care ne-au adus anumită prosperitate în perioada 2016-2020 și trebuie recunoscut că, într-adevăr, economia americană n-a mers deloc rău în perioada respectivă. Ei, iată că sunt înapoi pe tavă și comparat cu ceea ce a însemnat guvernarea democrată și imaginea tot mai nu vreau să folosesc un termen prea dur, dar decrepită a lui Joe Biden s-a transferat asupra unui partid care este blocat într-o anumită lipsă de energie. Kamala Harris, când a venit, dacă ne amintim, în august, sfârșit de iulie, început de august, a captat la rândul ei o serie de energie și simpatie încât permitea să credem că, într-adevăr, cu anumite procente, 2-4%, urma să devină favoritul la prezidențiale și, deci, viitorul președinte. Iată că nu s-a mai capitalizat pe acea simpatie de atunci, pentru că, după o intrare pe scenă care era, într-adevăr, ceva nou față de Joe Biden, Kamala Harris a rămas în postura de vicepreședinte, însemnând că nu a asumat o haină politică mai dinamică, mai incisivă și una care se poate face față tipului de mesaj pe care îl produce Donald Trump. Ei, iată, din combinația în cauză, vedem acum o serie de state în care se numără voturile, se vor număra și încă nu avem numărul de electori câștigat, dar sunt printre statele care întotdeauna au avut ceva de spus în plus. Este vorba de Michigan în acest moment, dacă memoria mea nu mă înșeală. Arizona, Nevada, unde încă se numără în aceste momente. Deși deja aceste state înclină, adică cumva din ce s-a numărat până acum arată că votul merge mai degrabă către tabăra republicană, dar este o performanță notabilă, strict la nivel de analiză, dacă este să ne uităm că în 2020 Donald Trump, din cele 7 state cheie, a reușit să câștige, să-și asigure unul singur, North Carolina. În schimb, acum a reușit să le întoarcă. Este mai dificil pentru un candidat să întoarcă statele decât poate să păstreze. Absolut. Dar chestiunea vine și pe un anumit fundal de, de creștere. Deci campania lui Donald Trump a început cu mult înainte de aceste prezidențiale, pentru că ceea ce s-a observat până în acest moment este faptul că baza lui electorală a crescut în statele spuse pivotante, mă rog, swing states, nu doar în rândul republicanilor clasici sau cei moderați, ci și în rândul populației latinoamericane și a populației de culoare. Deci avem un fenomen foarte interesant. Care, mă scuzați că vă întrerup, că ați atins aici o notă sensibilă și interesantă de analizat și poate ne oferiți o explicație. Care ar fi explicația pentru faptul că a reușit să adune votul tinerilor de culoare educați? Cumva campania lui Donald Trump și staful de campanie a știut că există această vulnerabilitate pentru el. Femeile din suburbii și young black voters cu studii care de obicei mergeau către tabăra democrată. Cum poate un candidat alb cu o retorică incisivă, agresivă, cu o politică mai degrabă naționalistă, suveranistă, dacă putem să-i spunem așa, anti-imigrație, să intre pe această parte a demografiei?
Asta este una din elementele cele mai interesante, pentru că acolo unde l-am avut pe Donald Trump foarte aproape rasist, să nu uităm, în 2016, sprijinindu-se pe grupuri de extremă dreaptă, aproape de tip nazist, și, cum erau Wild Boys și alții care... Și Ku Klux Klan, parcă se făcea referire inclusiv la Ku Klux Klan. Exact, exact. Și nu și-a ascuns, adică cu greu își ascundea preferința pentru o Americă albă, ca să spunem așa. Cred că de data aceasta, dându-și seama că atunci, în 2016, nu câștigase votul popular, acum, în schimb, a mers pe o tematică mult mai aproape de buzunarul fiecăruia. Este vorba de situația economică. Situația economică legată, evident, de contextul internațional, de tot ceea ce înseamnă inflația, care nu a fost suficient stăpânită, deși mult mai bine stăpânită și mai rapid decât în spațiul Uniunii Europene, în zona euro. Tot ceea ce aduce amenințări bunului trai a cetățeanului american, indiferent de culoare. Deci de data aceasta mesajul lui Donald Trump a fost mai universalist, să spunem așa, mai derasializat decât a fost înainte și a încetat să mai reprezinte o Americă albă protestantă care trebuia să recupereze puterea. Dacă, într-adevăr, se va ține de politici de incluziune, să spunem așa, mai târziu când se va afla la Casa Albă, și aici o paranteză fac, trebuie totuși să așteptăm rezultatele finale, da, pentru cu că siguranță. Nu sunt excluse niciodată, dar mă rog, din ce se pare, șansele cele mai mari sunt de partea unei președinții Trump. Deci dacă se va ține de această linie de guvernanță inclusivă, atunci își va transforma pe undeva și propria personalitate politică. Dar nu este o certitudine că revenit la Casa Albă nu se va manifesta exact cu aceleași preferințe de tip rasist, care știm bine că i-au dus blamul societății civile și publice într-o serie de țări ale lumii, pe care le avea și înainte. Există și un impact asupra burselor, lucrurile care se întâmplă în Statele Unite, și este important să discutăm despre ele. Piețele financiare, mai exact, care au înregistrat creșteri semnificative după rezultatele obținute de Donald Trump în alegerile prezidențiale. Trump Media and Technology, un grup deținut de Donald Trump, a crescut cu 47% în tranzacțiile preliminare. Indicii bursieri au reacționat pozitiv cu până la 3%, iar dolarul a avut cel mai mare avans din ultimii 2 ani în raport cu mai multe monede. Contextul a fost unul bun și pentru evoluția pieței cripto. Bitcoin a atins un nou record și a depășit chiar pragul de $75,000 și acțiunile marilor bănci americane au consemnat un avans puternic. Evoluția de pe bursă arată așteptările investitorilor legate de politicile viitoare administrației Donald Trump. Și revin la dumneavoastră, domnule Comănescu. Iată, vedem un impact direct asupra pieței bursiere. Euro a scăzut la nivelul la care ajunsese chiar atunci când a izbucnit pandemia, adică există oscilații. Ce înseamnă așteptări de la politici ale viitoarei administrații? Să încercăm să explicăm, pentru că există niște poziționări destul de clare ale lui Donald Trump vis-a-vis de câțiva actori globali. Sunt curioasă și aici o să vă rog să încercați să ne explicați dacă ne așteptăm la o antagonizare a Chinei, care ar putea să schimbe, pentru că există o relație economică foarte puternică între cele două state. Aici cred că va depinde foarte mult de tipul de diplomație pe care va înțelege să-l aplice Donald Trump, dacă va fi faimosul morcovi și bețe, bastoane sau, mă rog, bâte, ar trebui să spunem, alternând practic politici care favorizează Antanta cu cele care pun la punct China pe o serie de domenii, sau dacă va avea o atitudine destul de ostilă, ținând cont de promisiunile electorale, ceea ce înseamnă taxare, politici protecționiste, dar în special taxarea unor serii de produse chinezești care n-ar mai putea avea acces pe piața americană, probabil cu 60% sau poate 80%, depinzând foarte mult uneori și de toanele pe care le are, dacă cumva consilierii lor nu-l rețin. Ideea este că acest lucru ar provoca, imaginați-vă, un soi de stoc enorm de produse chinezești care de-abia așteaptă să fie deversate pe restul piețelor mondiale, în condiții de dumping și pentru o Uniune Europeană foarte legată comercial de China, datorită unor economii care n-au făcut altceva decât să unilateralizeze această relație, și mă refer la imprudenta Germanie, s-ar putea să vedem o vulnerabilitate crescută și o dependență crescută a Europei în raport cu produsele chinez, împinge aceleași
politici de protecționism sunt aplicate Uniunii Europene, pe care Donald Trump nu o vede ca pe un aliat sau un prieten, ci ca un rival economic sau, mă rog, am fost descriși în termeni și mai vehemenți acum un mandat. Prin acei termeni vehemenți se referea mai degrabă la vechea Europa decât cea nouă, state cu care Donald Trump a avut alte raporturi. Dar vom avea o scădere masivă de taxe, ceea ce era de prevăzut, o liberalizare a piețelor mai mare decât în acest moment, ceea ce s-ar putea, mă rog, în funcție de modul în care evoluează dolarul, să nu contribuie neapărat rapid la scăderea inflației, dar să genereze o dinamică economică mult mai viguroasă. Și să nu uităm, America este cu 15% mai bogată decât Uniunea Europeană. Cred că așa, 15% a fost la început. Decalajul a crescut până la 30% și este proiectat un 40%. Diferență între PIB-ul generat de Statele Unite și cel al Uniunii Europene, care este o piață super reglementată, micuță, prăfuită și provincială, ar trebui să spunem. Și cred că marele perdant în această alegere este Europa. Mai Uniunea Europeană, care, mă rog, este un alt capitol de discuție. Mă gândesc aici dacă cumva Donald Trump va merge spre o autonomie strategică despre care a tot discutat acesta, să întoarcem producția în America. Pentru că i s-a reproșat, cumva s-au reproșat administrațiilor democrate din ultimii 20 de ani faptul că au preferat să nu producă la nivel național, ci să exporte materie primă și să importe cumva produsul gata finit, un lucru specific de altfel țărilor din lumea a treia, cum erau considerate din punct de vedere geopolitic, care dădeau materia primă și cumpărau de la marile puteri deja produsul gata terminat. Și atunci, dacă Statele Unite, asta ar fi de fapt întrebarea, vor merge pe varianta de autonomie strategică și vom avea și Uniunea Europeană care cumva pe timpul pandemiei și-a dat seama că există niște probleme pe niște segmente extrem de importante și de vitale pentru buna funcționare a Uniunii Europene și va merge și Uniunea pe o autonomie strategică, intrăm într-o nouă eră? Da, pentru Statele Unite cu certitudine, mai puțin aș spune pentru Uniunea Europeană, care va, și încep cu Uniunea Europeană, va trebui să suporte șocul acestui val de populism anti-Uniunea Europeană, anti-NATO în unele momente și cu siguranță foarte suveranist, care vor face capacitatea Uniunii Europene să se coaguleze într-un bloc unitar și solidar cu politici coerente să fie foarte dificilă, dacă nu imposibilă. În caz extrem, ajungem la o paralizie instituțională, la lipsă de ceea ce s-a mai întâmplat de altfel în 1965-66, când Franța a blocat funcționarea Consiliului de Miniștri, pe atunci Consiliul Uniunii Europene de acum. Deci n-ar fi o premieră, dar ar încetini extraordinar activitatea Uniunii Europene în a lua decizii care acum o ard la degete, pentru că asta este marea noastră problemă. Am așteptat, sau cei din vest mai degrabă, noi suntem mai târziu ajuns, au așteptat decenii bune până să-și dea seama că proiectul european încă are nevoie de coerență. În schimb, în Statele Unite, cu siguranță, sunt două mari avantaje. Deci politica de protecționism pe care va înțelege să o aplice va genera la început o serie de beneficii și ea e de fapt un pic începută, a spune, sau continuată, ar mai trebui să adaug, de democrați cu actul de reducere a inflației, care însemna practic o serie de subsidii guvernamentale acordate economiei americane pentru a o face și mai competitivă în domenii considerate de viitor. În același timp, acest protecționism va risca să diminueze din comerțul internațional de care se poate bucura Statele Unite, deci va trebui găsită o limită pe care, fără îndoială, consilierii economici o vor căuta, cei de la Casa Albă. Pe de altă parte, marele avantaj și avantajul care a propulsat Statele Unite într-un top al competitivității internaționale în acest moment și al posibilității de a fi autonomă sau chiar izolaționistă sau mai mult în acest moment, este faptul că în urmă cu 10-12 ani nu au ezitat să pună în aplicare tehnicile de extragere a gazului de șist și atunci Statele Unite practic au devenit autonome din punct de vedere energetic, ceea ce Europa și-a interzis pe motive ecologice. Și am rămas dependenți, evident, de alte surse externe, Orientul Mijlociu și mai ales Rusia,
Și acum plătim aceste, o notă de plată costisitoare, de altfel, și aici trebuie spus că și România și-a avut care ale resurse pentru, asemenea tip de extracție, dar și România a contribuit prin opunerea, practic, manifestației în 2013, mi-aduc aminte, împotriva extragerii gazului de șist. Deci autonomia energetică americană a eliberat-o de niște costuri primise în buzunarul altora, de care Europa nu s-a eliberat și nu și-a creat autonomia de care vorbește acum și cu întârziere și cu nu neapărat mare convingere, pentru că nu avem mijloacele. Și oamenii politici și la fel societățile sunt foarte conștiente că nu vom putea face un salt de asemenea dimensiuni încât în 4 ani să ajungem într-o poziție lipsită de riscuri. Deci Uniunea Europeană este într-un moment extrem de fragil ca decizie politică și imagine de sine și imagine internațională în acest moment. Dacă ar fi să privim puțin spre tabăra democrată, la ce ne așteptăm? Kamala Harris nu a vorbit încă, a ieșit unul dintre membrii staffului ei de campanie să anunțe că va ține speech-ul la a doua zi. Se regrupează, este de la sine înțeles democrații. Cred că au de tras niște învățături, având în vedere ce se întâmplă și în Congresul American. Dar la ce ne putem aștepta de la speech-ul Kamala Harris? Cred că faptul că l-au amânat este deja vorbitor. Probabil este rescris, este revăzut. Probabil sunt două speech-uri care sunt puse în acest moment pe hârtie alternativă, ținând cont de faptul că realitatea de mâine s-ar putea să nu fie deloc cea care părea până alaltăieri sau ieri promițătoare. Și atunci textul va trebui ajustat, însemnând că este probabil și un text de concedere a victoriei sau, mă rog, de promisiune că Partidul Democrat va face mai bine sau că a înțeles mesajul electoral al Americii. Dar marea problemă a Partidului Democrat, pe lângă cea a Partidului Republican, este până la urmă, niciuna din cele două partide nu a putut să reînnoiască cadrele. Oamenii pe care îi pun în față și a văzut ce chinuitor a fost pentru Partidul Democrat să identifice un candidat capabil. Pentru că până la urmă Kamala Harris a fost un candidat de avarie. Ea nu trebuia să fie oricum acolo și nu și închipuia că va intra pe această rută. În schimb, la Republican, care, la fel, vidul domină în termen de personalitate politică, dar domină cu atât mai mult cu cât Donald Trump a reușit să confiște, până la urmă, imaginea Partidului Republican și oricât voci republicane ar exista împotriva lui Donald Trump, care deformează percepția asupra partidului și identitatea partidului, ele rămân minoritare. Deci sunt și eu curios, sincer să vă spun, ce afirmații va face Kamala Harris și dacă într-adevăr va aștepta până mâine, pentru că dacă ceea ce surprinde este rapiditatea cu care are loc numărătoarea, pentru că cred că toată lumea vrea să scape de această tensiune imposibilă pe care au resimțit-o cu toții în aceste zile. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru prezența aici la Euronews România. Și urmează acum, practic, transferul de putere. Pe 20 ianuarie, Donald Trump, dacă cifrele finale și oficiale vor arăta că acesta a câștigat Casa Albă, să-și preia în mod oficial mandatul, să-și formeze echipa, să numească miniștri, dar și șefi în diferite instituții cheie. Haideți să urmărim exact ce are de făcut noul președinte. Transferul de putere între momentul declarării învingătorului și inaugurarea noului președinte a căpătat o greutate sporită după precedentul atac asupra Capitoliului din 2021. Atunci, Trump a refuzat să accepte înfrângerea în fața democratului Joe Biden, acuzând fraudarea scrutinului. El și-a îndemnat suporterii să meargă la Congres. Violențele care au urmat au șocat o lume întreagă. Dincolo de temerile legate de noi incidente, procedural, transferul de putere în cea mai mare democrație a lumii se desfășoară pe o perioadă de aproape 3 luni. Odată decis învingătorul, președintele ales anunță echipa de tranziție care trebuie să pregătească transferul de putere în colaborare cu fosta administrație prezidențială. Echipa va trasa prioritățile mandatului și candidații pentru posturile de ministru, în condițiile în care în America președintele este și șeful executivului și al armatei. Noua echipă va avea dreptul să primească informații clasificate privind securitatea, astfel încât să poată gestiona eventuale amenințări la nivel global. La 6 ianuarie, Congresul trebuie să valideze rezultatul alegerilor prezidențiale în ședința comună a Senatului și Camerei Reprezentanților.
La 20 ianuarie are loc ceremonia inaugurării. Președintele ales depune jurământul de credință conform Constituției în fața președintelui Curții Supreme. Jur solemn că voi îndeplini cu credință funcția de președinte al Statelor Unite și că voi păstra, proteja și apăra Constituția Statelor Unite în măsura posibilităților mele. Odată rostite aceste cuvinte, el devine oficial președintele Statelor Unite. Evenimentul are loc pe treptele Capitoliului, în prezența a sute de mii de americani și este urmat de o paradă și o baie de mulțime a noului președinte, însoțit de prima doamnă. Tradițional, la depunerea jurământului participă și fostul președinte. Totul este gândit ca o celebrare a democrației în stil american. În 2021, Donald Trump a refuzat însă să participe la ceremonia de depunere a jurământului de către Joe Biden. Democrația costă în America peste 15 miliarde de dolari au fost cheltuiți în această campanie electorală. Este vorba în special de bani veniți din donații din partea miliardarilor de peste ocean. Numărul celor care au susținut-o financiar pe Kamala Harris, candidatul democrat, a fost mai mare față de cel pe care l-au susținut pe candidatul republican Donald Trump. Sumele donate sunt însă mai mari în cazul lui Trump. Daniel Coma ne explică exact toate aceste cifre. Kamala Harris a primit sprijin financiar din partea a cel puțin 81 de miliardari. Printre aceștia este și Bill Gates, care a donat 50 de milioane de dolari pentru campania democratei. Fondatorul Microsoft a vorbit despre un scrutin de o importanță fără precedent. O sumă similară a fost donată și de Michael Bloomberg, fostul primar al New Yorkului. Printre miliardarii donatori se mai numără cofondatorul Facebook, Dustin Moskovitz, care a oferit 38 de milioane de dolari. Dacă ne uităm la lista donatorilor pentru campania republicanului Donald Trump, vedem că aceasta conține în jur de 50 de miliardari. Un număr mai mic față de cel al democratei, dar sumele donate, atenție, sunt mai consistente. Asta poate și pentru că principalul donator este Elon Musk, cel mai bogat om din lume, care a donat deja aproape 120 de milioane de dolari. Fondatorul Tesla este unul dintre principalii susținători ai lui Donald Trump. El are și un loc promis în viitorul cabinet Trump, dacă republicanul va câștiga. Cel mai generos până acum este însă Tim Mellon, moștenitorul unei familii de banchieri. El a oferit 150 de milioane de dolari pentru a-l susține pe Donald Trump. Totodată putem observa companii din domeniul tehnologiei mai ales, cum ar fi Microsoft, Apple, Nvidia, Adobe, Amazon, Facebook sau Oracle. Acestea o susțin pe Kamala Harris. Cel mai mare donator din acest sector este Google, care a donat peste un milion de dolari democraților. În același timp, companii mari din industria aeriană îl susțin pe Donald Trump. Și vedem o listă lungă: American Airlines, United Airlines, Delta și Southwest sau Boeing, de asemenea, au făcut donații. Acestea au fost știrile orei 12, doamnelor și domnilor. Suntem în continuare cu ochii pe ceea ce se întâmplă în Statele Unite. De la fix informațiile noi vi le aduce colegul meu, Daniel Coman. Între timp puteți să citiți știrile și pe site-ul nostru.